Corupția este cea mai mare problemă a Republicii Moldova. O spun cetățenii, o confirmă sondajele, o spun experții naționali și internaționali, o spun partenerii noștri de dezvoltare. Din păcate, majoritatea politicienilor, în loc să fie model de moralitate și bun simț, aleg să își fure poporul atunci când ajung la guvernare. În toți acești ani, lupta cu corupția, lupta împotriva corupției a fost mimată. Politicienii corupți nu doresc să-și taie creangă de sub picioare. Dacă lupta împotriva corupției ar începe pe bune, clasa politică ar fi prima care ar suporta consecințele și ar pierde averea și mai ales libertatea. Vedem astăzi ce eforturi titanice fac partidele de la guvernare pentru ca să rămână în continuare să ne conducă. Reformarea instituțiilor responsabile de lupta împotriva corupției este prima prioritate pe agenda mea în calitate de președinte al Republicii Moldova.